Machiajul nostru este gata. Iată cum puteți să vă puneți în evidență frumusețea naturală chiar de dragobete pentru a vă uimi partenerul. Se apropie ziua iubirii, dragobete, iar majoritatea doamnelor și domnișoarelor sunt invitate în seara de 24 februarie la o cină romantică la restaurant. Multe dintre ele apelează la serviciile unui salon de înfrumusețare. Astăzi vrem să vă prezentăm și noi un tip de machiaj. Pentru ce machiaj vom opta? Astăzi vom opta pentru un machiaj prin care vom pune accent pe buze și pe ochi, prin care să emanăm senzualitatea, feminitatea, dar nu în ultimul rând și iubirea. Make-up-ul cu dragoste este unul special care vă pune în valoare ochii și buzele. Am aflat trucurile specialiștilor. Vom începe acest tip de machiaj prin aplicarea unui primer. Cu ajutorul acestuia vom hidrata tenul, dar vom da și rezistență. Fiecare pas din procesul de înfrumusețare este extrem de important. Ne apropiem de finalul machiajului. Am aplicat pudra pentru fixare. La ochi am pus un nuanță de roz gold, pigmentat cu puțin glitter. După care am alungit ochii cu o linie de eyeliner. Și acum vom contura fața. Pentru fiecare tip de pleoapă e un machiaj aparte? Cum se practică de obicei? Dacă e pleoapă căzută? Da, nu. Pentru o pleoapă căzută este mai dificil de a face orice tip de machiaj și atunci, da, pentru foarte mult adaptăm în funcție de pleoapă, de ten, de trăsături. Specialiștii recomandă rujul roșu de ziua iubirii. Iar acum, la final, vom aplica rujul. Am optat pentru culoarea iubirii, pentru că, da, vorbim despre ziua dragostei, dragobete. Și iată rezultatul final. Machiajul nostru este gata. Am aplicat iluminator, bronzer pe pomeți, după care am accentuat buzele cu culoare pătrunzătoare, culoarea pasiunii, pentru că vorbim despre iubire, dragobete. Iar acum, la final, vom aplica fixatorul, privirea un pic jos. Aceștia sunt pașii pentru a vă pune în evidență frumusețea naturală, dar și pentru a avea un make-up rezistent și perfect. Doamnele și domnișoarele care au fost fermecate de machiajul meu, trebuie să știți că Irina Lungu vă așteaptă la salon pentru a vă transforma.